Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamond Creștin. Marea Britanie, care pe vremuri găzduia lucrări de misiune din întreaga lume, în prezent are o atitudine ostilă față de Evanghelie. Polițiștii sunt ținta criticilor după ce au arestat un bărbat nigerian în vârstă, pentru simplul fapt că a predicat pe stradă. Dale Hurd vine cu detalii din Londra. Mă puteți aresta dacă vreți. Se numește predicatorul Alu și predică pe străzile din Londra. Sâmbăta trecută el a fost arestat pentru că a deranjat liniștea și pentru că ar fi fost islamofob. Un video realizat cu telefonul despre arestul său a făcut înconjurul lumii prin intermediul rețelelor de socializare. Femeia care a filmat scena, Ambrosyn Shitrit, a stat de vorbă cu echipa știrilor CBN în cadrul acestui interviu în exclusivitate. Un bărbat purtând un hanorac cu glugă a încercat să fie agresiv față de acest predicator creștin și să-l umilească. Mi-am dat seama că e musulman, deoarece a spus, Allah este calea cea dreaptă. Poliția din Londra nu a arestat bărbatul musulman care l-a amenințat pe predicatorul creștin, ci l-a arestat pe predicatorul Alu. Oficial, Marea Britanie este o țară creștină. Însă dacă cineva predică pe stradă, iar altcineva depune o plângere, poliția britanică intervine cu promptitudine. Okay, then I will arrest you for a breach of peace. Plain and simple. What breach of peace? It's what you're doing at the moment. You're causing problems, you're disturbing people's days, and you're breaching their peace. Dar Shitrit spune că singura persoană deranjată de predicator a fost bărbatul musulman. Nimeni nu a fost jignit de predicator. Nimeni. Andrea Williams, de la Centrul Legal Creștin, îl informează pe predicatorul Alu în privința drepturilor sale. Au făcut abuz de putere. Poliția nu avea niciun motiv ca să-l aresteze. Unul dintre ofițeri a smuls Biblia din mâna predicatorului. Predicatorul Alu a fost îndepărtat din zonă și, potrivit poliției, a fost lăsat liber, însă într-o altă zonă și fără bani ca să poată ajunge acasă. Williams spune că nu crede că predicatorul Alu va depune o plângere împotriva poliției. Ea spune că vede aproape săptămânal astfel de cazuri săvârșite împotriva predicatorilor.